De obicei, cuvântul bug este asociat cu un dăunător intern. Cu toate acestea, există și alți reprezentanți ai familiei de ploșnițe care trăiesc în sălbăticie. De exemplu, un bug de apă uriaș, belostoma, bug uriaș de apă. Belostomii sau belostomatidele, de la numele latin al familiei Belostomatidae, aparțin ordinii insectelor hemiptere. Există aproximativ 140 de specii de belostom. Au rămas puțin pe teritoriul Rusiei, în prezent majoritatea acestor bugu.3. Trăiesc în regiuni fierbinți. Bugurile uriașe de apă trăiesc în corpuri de apă nu foarte adânci, iazuri, lacuri, mai rar în râuri și pâraie. Pot trăi și în apa mării, aproape de coastă. Acele specii care s-au adaptat la frig, de exemplu, cele care trăiesc în Orientul îndepărtat, supraviețuiesc iernii sub gheață, îngropate în nămol. Bugii uriași de apă pot ataca șerpii mici. Bugurile uriașe de apă se hrănesc cu pești, insecte, crustacee, amfibieni. Pot chiar ataca animalele cu dimensiuni puțin mai mari. În Japonia, au fost înregistrate atacuri ale unei belostomii de 15 cm asupra unei broaște țestoase de 17 cm. Aspect și structură. Mărimea unui belostom adult este de 10 la 12 cm, indivizii au o lungime de 15 cm, tors de culoare închisă, cu modele pe spate. Această insectă are un corp raționalizat și 6 picioare care acționează ca vâsle în timp ce bugul înoată. Firele de păr care cresc dens de-a lungul marginii exterioare a membrelor se ridică în timpul loviturilor, crescând suprafața de contact cu apa. Există, de asemenea, pete întunecate pe picioare, organe de simț care determină adâncimea și vibrațiile apei. Structura belostom le permite să se miște ușor în apă. Membrele anterioare ale albului sunt groase, curbate înainte, seamănă cu ghearele de raci. La capete există cârlige cu care insectele prind și țin prada. Gura este o proboscidă scurtă, curbată. Această formă este convenabilă pentru hrănirea belostomului, care străpunge prada și injectează substanțe otrăvitoare care subțiază interiorul victimei, după care bugul o aspiră. Au și aripi, dar sunt folosite exclusiv pentru relocare. Aceste insecte nu zboară exact așa, preferând să fie sub apă. Cu toate acestea, belostomele trebuie deseori să iasă la suprafață, deoarece respiră oxigen prin tuburile de respirație situate în partea din spate a abdomenului. În timpul migrației către alte corpuri de apă, belostomul zburător poate fi atras de lămpi și alte surse de lumină. Pentru aceasta au fost porecliti gandaci de lumină electrică. Reproducerea și dezvoltarea unei bugu.3. Uriașe de apă include 3 etape, un ou, o larvă și un adult. Bugul durează mai mult de o lună pentru a călători de la un ou la o insectă adultă. Larvele bugurilor uriașe sunt similare cu adulții, dar de dimensiuni mai mici și nu au aripi. Trec prin mai multe mutări, fiecare dobândind o nouă trăsătură a unei insecte adulte, de exemplu, aripi și organe de reproducere. În timp ce îngrijesc ouăle, masculii practic nu se hrănesc. Prin urmare, după sezonul de reproducere, numărul lor este redus semnificativ. În Japonia, un bug de îngrijire a belostomiei masculine este un simbol al unui tată bun. Este demn de remarcat faptul că femelele unor specii ale bugurilor uriașe depun nouă pe spatele masculilor, lipindu-le cu o substanță specială după fertilizare. După aceea, gândacii tatălui nu înoată timp de aproximativ 2 săptămâni și greu mănâncă, protejând descendenții și având grijă de ei, cu mișcările lor. Masculii asigură un aflux de apă proaspătă ouălor sau își pun spatele deasupra apei pentru oxigen. Alte specii de belostom depun nouă pe frunzele plantelor acvatice. Mușcăturile de belostoma. Bugurile uriașe de apă nu reprezintă o mare amenințare pentru oameni, deoarece nu se atacă singuri. Aceste insecte se caracterizează printr-o reacție pasivă la pericol. Atunci când se întâlnesc cu un dușman mare, acestea îngheață, pretinzând că sunt moarte. Dar dacă un albiu este ridicat sau atins în apă, atunci ar putea mușca în autoapărare. La locul mușcăturii belostomului,
se formează vezicule și răni care nu se vindecă mult timp în Asia, belostomul se mănâncă, sunt considerate o delicatesă în Thailanda. Din această cauză, insectele sunt pe cale de dispariție. Conform recenziilor, belostomia prăjită este un fel de mâncare delicios și hrănitor. Mușcăturile unui bug uriaș de apă pentru oameni nu reprezintă un pericol pentru oameni, dar sunt foarte dureroase. Edemul apare la locul mușcăturii, ca urmare a ingestiei enzimelor digestive ale insectei în rană. Aceasta se vindecă mult timp, în funcție de caracteristicile individuale ale organismului. În teorie, o travă din saliva insectei poate provoca o reacție alergică severă. Deși nu au fost înregistrate decesele oamenilor după mușcături, nu merită să le îngrijorăm degeaba. Belostoma este o creatură aproape inofensivă, frumoasă și unică. Nu trebuie să jigniți insectele uriașe de apă și să le distrugeți, deoarece aceste insecte sunt necesare în natură. Și pentru a evita o mușcătură neplăcută de bug, aveți grijă la scăldat și nu o ridicați. Distribuie pe rețelele de socializare.